Fratele nostru Cristian întreabă dacă musulmanii pot să meargă la mare. Fratele meu, depinde cum stai cu banii. Că dacă nu stai bine cu banii, nu te poți duce nici măcar până la magazinul din colțul blocului. Cred că s-a făcut timpul, nu? Am undeva acolo un ceas, dar nu văd până acolo. Bun. Cred că s-a făcut timpul. Intrăm și dumneavoastră mai faceți invitații. Începem transmisia din această seară. Încă o dată, bună seara pentru toată lumea. Pace vouă, selam aleikum. Mă bucur că suntem din nou în direct. Doamne, dă-ne putere și știință să putem să facem un lucru bun, să spunem lucruri bune și să învățăm lucruri bune. Amin. Prima întrebare din această seară. Shisha sau țigările electronice sunt de asemenea interzise sau doar cele din tutun? Shisha, nu știu ce e shisha. Nu știu ce e shisha. Shisha, cred că se referă la narghilea. Narghileaua sau țigările electronice sunt de asemenea interzise sau doar cele din tutun? Prima dată, narghilea, shisha. Bun. Deci, prima dată vreau să vă spun că îmi crește temperatura ca la scorovidul ăsta când aud cuvântul interzis sau cuvântul haram. Ei, îmi crește temperatura. Dacă vine acum DSP-ul sau medicii sau cine vine și mă verifică, mă bagă direct la izolare pe baza temperaturii. Efectiv, narghilea. Deci, efectiv, îmi crește temperatura și mă înfuriu când aud cuvântul interzis sau cuvântul haram, când este vorba despre viața musulmanilor. De ce? Pentru că foarte mulți musulmani nativi și convertiți vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc și imediat spune: asta e haram, wow, asta e interzis, wow. Și alții care nu știu sau sunt la început, spune: bine mă, e interzis. Că dacă îți dai cu părerea, te trăznește imediat sar cinci pe tine. Și prima chestie: dar ce, tu știi mai bine decât mine? Păi ești nebun? Da mă, poate știe mai bine ca tine. Există musulmani și musulmane convertite care la un an de zile sau doi ani de zile din momentul convertirii cunosc mai mult islam decât cunosc cei nativi. Care e problema? Omul poate să învețe. Deci nu e o absurditate. Bun, deci mă enervează grozav când aud cuvântul interzis sau cuvântul haram. Revenind la întrebarea care o avem, vreau să vă spun, doamnă, știu că sunt de la doamnă întrebările, că nici shisha sau narghileaua, nici țigările electronice și nici țigările normale din tutun nu sunt haram, nu sunt interzise. Trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Când Dumnezeu hotărăște că ceva îi interzis, că ceva îi haram, o să ne spună. Ne spune în Coran. Pur și simplu ne spune în Coran. Băi nebunilor, asta nu. Punct. Am terminat. Deci, nu... bine, acum o să vină super fantasticii care o să spună: Dumnezeu, ești nebun? Dar ce, atunci erau țigări? De câte ori aud câte unul de ăsta sau câte una de asta, zâmbesc în sinea mea. De fapt, râd în hohote, dar în sinea mea. De ce? Băi, tu vrei să spui că tu-L ador pe Dumnezeu și crezi în Dumnezeu, în schimb îl crezi pe Dumnezeu un picuț uituc?
sau neștiutor, el nu știa că au să existe țigările? Hai să fim un pic mai realiști. Deci, nici șișa sau narghileaua, nici țigările electronice și nici țigările normale nu sunt interzise. Cine spune așa ceva face parte din acea variantă extremistă a islamului. Bun, ele nu sunt interzise, dar sunt neplăcute pentru cei care nu fumează și vă spun de ce, din cauza mirosului. Mai ales la țigările normale, mirosul este puternic și este deranjant pentru cei care nu miroase. Atenție! Deci, expresia în limba arabă pentru acest neplăcut este makru, ca să ne înțelegem. Deci, toate cele enumerate, șișa, băi, șișa sună a drog. În fine, narghileaua, țigările electronice și țigările normale sunt makru, sunt neplăcute, pentru că îi deranjează pe cei care nu fumează. Atenție! Există posibilitatea ca țigara sau, nu știu, un suc, nu vreau să dau niciun nume că mă enervez, sau o mâncare anume, de exemplu, prăjeală. Eu, sardelean, o mâncare începe cu o prăjeală. Există momente când te duci la doctor și doctorul spune domne, fumezi? Da, trebuie să te lași de fumat. Nu că trebuie să te lași de fumat dacă mori. Domnule doctor, ai nebunit? Dacă mă las de fumat, o să fiu nemuritor? Bunicul meu fuma până la 97 de ani. Deci, trebuie să înțelegem niște lucruri. Anumite chestii care le facem sau le folosim ne pot deranja sănătatea. Dar aia nu înseamnă că poate să vină Gigi Duru, Vasilică, clopotarul din dealul bisericii și să decreteze. Țigara este haram. Păi, numai Dumnezeu decretează ce este și ce nu este haram. Deci, am rezolvat această problemă. Cum spuneam, poate să existe varianta în care un medic sau mai mulți, când te-ai dus la el, se uită la analiza ta la plămâni și spune: bubule, ai ars-o în fericire. Fumatul tău, mâncatul prost, condițiile de viață, bolile de plămâni tratate, toate la un loc, ți-or făcut plămânii harcea-parcea și dacă te lași de fumat, o să-ți mai crească posibilitatea cu atâta sau cu atâta. Dacă nu te lași de fumat, o să te grăbești efectiv să dai ori tu popii. Deci atunci, sincer, trebuie lăsat fumatul. E normal și firesc.